Lichidul este negru, negru absolut. Sper că nu pătează. Nu e ceea ce mă așteptam să fie. Deci încă o lovitură de la Armaf Niche, a doua dezamăgire. Până, fetelor, bine ați revenit pe canalul meu. Deși este un clip mai vechi filmat în formatul vechi, am decis să-i fac și un intro pentru că v-am promis că o să vorbim de acum în formatul acesta. Clipul, unboxing-ul în sine, este un unboxing important, zic eu. Acesta deține imagini cu primul parfum returnat vreodată de mine. La final o să vă dau mai multe detalii despre ce s-a întâmplat. Avem aici de desfăcut o cutie foarte mare de la Notino. Ia să o vedeți, așa arată. Haideți să vă arăt ce am comandat. Repejor. Ok. Și gata. Au, am dat peste floricică. Bun, îndepărtăm pungile acestea. Și avem aici multe pachetele. Nu știu cât de bine se vede. O să încerc să vă arăt cât de bine pot la cameră. Ok, o să încep cu acesta că pare un picuț mai mic. Și pe aici pare că se desface. Bun. Bun. Super. Păi, o să încep cu ce am aici. De la Organic Shop, o mască pentru păr, spun ei, 98% din origine naturală. Este cu paciuli și rodie. Ei spun că este plină cu ulei esențial care îi dă părului extra putere și vitalitate, că îl lasă strălucitor și dă un boost de hidratare. Abia aștept să văd câte minuni face acest produs. El a venit și la un preț foarte bun. M-am gândit că o să-mi arate și foarte bine mai departe. Și, bun, tot de la Organic Shop am aici scrub pentru corp cu petale de trandafiri, cu trandafiri bio și sare. Spun ei 99,54% de origine naturală din totalul produsului. Arată interesant, sunt super curioasă să văd cum se comportă, cum o să mă înțeleg cu ea, cum miroase și ce treabă face. Sincer, sunt atât de curioasă încât vreau să-l desfac. Miroase foarte plăcut. Culmea e că miroase și ceva în plus față de trandafir și sare. Văd că am dat un pic de produs pe aici. Mă duc imediat în duș și abia aștept să-l testez. Ok, o să iau parfumelele. Prima bucată. Unde am pus cutterul? Ah, gata. L-am găsit. E o comandă mai mare decât de obicei. Și primul care vine la noi este acest parfumel Rose Cardin de la Pierre Cardin, apă de toaletă, în varianta de 30 ml, pentru că doar aceasta era valabilă pe Notino. Și din câte am văzut în review-uri, e un parfum foarte apreciat, deși eu n-am auzit de el până acum, nu l-am văzut prezentat prin topuri sau preferate sau nimic de genul. Da, e un parfum mai necunoscut, mai puțin popular în zona aceasta.
Nu știu dacă doar în România sau... Că nu l-am văzut nicăieri. Super! Haideți să vedem. Ok. Nu vrea să iasă momentan. Hello! Vrem și noi să te vedem! Ah! Nu iese, pur și simplu! Haide, hai! Uf! Wow! Nu mă așteptam să arate așa drăguț, neobișnuit. Nu are nicăieri scris? Bă, nu, are aici Pierre Cardin și... Ok, ok, haideți să vedem. Să-l pun așa. Da, mi-e mai ușor așa, am impresia. Sau așa. Nu, cred că așa. Habar n-am. E foarte spiritos momentan, dar miroase complicat. E un floral balsamic, un floral foarte concentrat. Miroase a esență, a ceva tare, tare puternic. Și oarecum mai obzecist. Wow, e tare. Îmi place. Îmi place foarte mult. E foarte puternic. E o esență foarte complicată, complexă și concentrată. Haideți că am făcut un triplu C. Tare interesant. Aștept să-l cunosc mai îndeaproape pe o perioadă mai lungă de timp. Să vedem cum persistă, cum se comportă, care e sezonul lui. Mai departe, când a fost ziua mamei și îi căutam un parfum să-i fac cadou, pusesem ochii pe acest Pierre Cardin Parfum. Uitându-mă în note, am văzut că e un parfum pudrat și că s-ar putea să fie mai pe gustul meu decât pe al ei. Și atunci l-am ținut minte și acum, la luni distanță, m-am hotărât să-l cumpăr. Este un parfum relativ ieftin, adică nu relativ, e chiar ieftin, e sub 100 de lei. Nu-i nimic, îl desfacem. Oh! Arată foarte interesant, din trei bucăți parcă, deplasate ușor. Interesantă sticluță. Da, interesant. Capacul e foarte greu. E destul de calitativ. Și vreau și eu ăsta aici. Gingaș, dar un gingaș matur. Nu e atât de pudrat pe cât mi l-am imaginat. În momentan e încă spiritos, nu-și revine, văd că ține destul de mult deschiderea spiritoasă, dar ce se simte mai departe este foarte drăguț, foarte plăcut, destul de calm, destul de așezat. Deci nu este genul de parfum care să-ți sară în ochi sau să fie foarte puternic, nici de cum deranjant, deci are un siaj sub mediu. Deci se simte la o distanță destul de mică, cam o palmă distanță față de locul unde am pulverizat. Da, și se simte frumos, elegant, ușor floral, are ușor din un pic din toate. Ușor floral, ușor pudrat. Cred că are și ceva lemnos acolo. Are un pic din toate. E foarte interesant, să știți. Tot așa vreau să-l testez pe perioada mai îndelungată, să vedem ce e cu el. Interesant. Nici acesta nu este foarte popular. Mă gândeam dacă v-ar interesa, să-mi scrieți în comentarii, dacă v-ar interesa o selecție de parfumuri mai neobișnuite, mai nepopulare. Dar nu nepopulare că sunt nașpa, ci pentru că nu le-a descoperit lumea.
Dacă vă interesează ceva de genul, scrieți-mi în comentarii. Vreau să știu părerea voastră. Mai departe, ok, nu m-am lăsat bătută după ce am luat un parfum de la Armaf, tot de la Niche. Nu-mi vine numele în minte, dar nu m-am lăsat pe covajă după ce a venit destul de smotocit, să spunem așa. Adică cu niște defecte din fabrică sau... nu știu. În orice caz, nu consider că ar fi fost vina celor de la Notino, că produsul era sigilat până la urmă. Ok. Și arată interesant. Acesta este varianta Red Ruby. Nu îmi vine în minte acum parfumul la care făceam referință. O să vă scriu la editare. Cum se numește? Exact, uite. Așa am pățit și atunci. Pielea aceasta e destul de ieftină. Și aparent se lipește de cutie și rămâne așa zgriată, scrijelită. Vedeți? Aparent, problema e doar cu ambalajul, nu și cu conținutul. O, Doamne! Acesta a venit mult mai urât. Ok. Nu, adică mă așteptam la mici defecte, ca data trecută, dar acesta a venit smotocit rău de tot. Ok. Acesta l-am cumpărat în, tot așa până în 100 de lei, cred că 85 de lei, dar... Wow. No, e de o foarte proastă calitate chestia asta. Mai am parfumuri care au așa piele, dar n-au pățit așa ceva. Oh, ok. Ambalajul e la fel, doar că aici este roșu. Ce mi se pare interesant, vreau să-l scot de aici, vreau să-l văd așa, individual. Au. Nu prea vrea. Hello. Vreau să te văd fără... Doamne, ferește, parfumurile astea de la Arma. Nu toate sunt așa, dar seria asta Niche, e ceva de speriat cu ele. Voiam să-l văd cum arată el ca aspect așa total. Lichidul este negru, negru absolut. Sper că nu pătează. Ok, haideți să vedem cum o mai sus un pic ca să nu încurcăm. Nu știu cum să vă descriu parfumul, pentru că nu-mi dau seama dacă e expirat sau așa miroase el. Ok, o să încerc să-l descriu. Miroase de parcă am lăsat în vază mai multe zile niște flori. Nu e ceea ce mă așteptam să fie. Deci, încă o lovitură de la Armaf Niche, a doua dezamăgire. Și arată așa, adică are culoare. Deci, se vede pe cameră? Chestia asta, cred că spătează hainele în ultimul hal. Doamne ferește! Nu e expirat. Voiam să spun că o să verific dacă este expirat sau nu. Mă gândesc că poate nu mai am eu mirosul bun, deși pe celelalte le-am simțit, pe cele de mai devreme. L-am și scăpat pe jos. E în regulă că nu e ceva ce mă impresionează. Bine că are cutia. Deci Pierre Cardin se simte, Rose Cardin e superb, Niche Armaf e slab, e apă de ploaie. Cineva a spălat o sticluță de parfum cu apă. Nu, nici măcar. Are colorant. Miroase foarte, foarte suav. Nu miroase deloc ok. De fapt, nu miroase cu ce mă așteptam. Ok, o să le iau pe rând, că sunt foarte multe înghesuite aici. Și nu se mai înțelege nimic. Deci, de data aceasta eu am avut o problemă cu a lua produse de la Organic Shop. Mi-au plăcut foarte mult, a fost și încurajator că au ingrediente de origine naturală
Și am mai luat de la ei, când eram prin DM, am găsit o ofertă tot la o mască pentru păr, o mască pentru păr cu iasomie, sincer îmi aminte. Mi-a plăcut extrem de mult că a doua zi m-am dus și mai mi-am cumpărat încă una sau două. Și de atunci am o părere foarte bună despre Organic Shop. Mă bucur că le-am găsit pe Notino, așa că mi-am dat comandă, ați văzut mai devreme, masca pentru păr și scrub. Ah, biata frunză! Ah, era uscată. Și mi-am luat și acest balsam pentru păr cu struguri și miere. Super, fără silicon, fără parabeni. Sunt curioasă cum o să fie. Vedeam dacă pot să-l miros. Ok, deci așa arată în interior. Miroase a ceai. Nu știu. Un ceai cu fructe. Miroase foarte suav. Deci nu are un miros puternic. Deci abia dacă se simte. Dar miroase plăcut. Miroase a ceai de fructe. Așa îmi miroase mie. Nu sunt sigură cum o să miroase în baie când scoți mai multă cantitate din recipient și îl pui pe păr și îl lași un minut, două să acționeze. Atunci e altceva. Ok. Haideți să vedem mai departe. Pam, 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 pam. Bun. Doamne, atât de multe am dat de la ei? De data aceasta am luat tot de la Organic Shop acesta care are pompiță. A venit cam la același preț, nu știu, în jur de 15 lei. Și tot balsam pentru păr, pentru că am rămas efectiv fără balsam de păr în casă. Nu știu cum a fost posibil, am fost sigură că am rezervă și când a fost nevoie de el și m-am dus să-l caut, nu mai era nimic, nicio rezervă. Mai am doar mască pentru păr, dar aceea se folosește doar o dată pe săptămână și am zis că nu e ok să o folosesc mai des. Ok, acesta, cum spuneam, e cu cocos și unt de shea. Unele dintre ele sunt pentru ceva specific. De exemplu, acesta este pentru păr uscat și deteriorat. Celălalt nu scrie că ar fi pentru un anumit tip de păr. Cred că este pentru toate tipurile. Este mai generalizat aici. Un pic prăfuit sau... Acesta e tot balsam pentru păr cu jojoba și orhidee. Mi s-a părut super, super tare combinația. Deci eu am fost ceva de genul... Ok, o să intru să iau niște balsamuri pentru păr. Nici nu știu dacă am ales o firmă anume, dar asta era fix ce căutam, adică voiam ceva relativ ok ca preț, dar și calitativ, de origine naturală și așa mai departe. Și am luat ce mi s-a părut mie interesant. Acesta chiar e o combinație interesantă. Acesta e pentru păr vopsit, din câte mi-amintesc și din câte scrie pe el. Mi spune că dă elasticitate părului și că scoate în evidență culoarea naturală. Nu am o culoare naturală în momentul de față, dar hello, bine ai venit. Acesta cum miroase? Da. Acesta se simte foarte, foarte plăcut. Îți vine să-l mănânci. E dulce, fructat. Mm-mm-mm. Nu prea simt orhidea, cel puțin nu așa când o miros. Dar nu l-am mirosit pe acesta. E mai greu să-l miroși pe... da, miroase bine. Miroase bine de... Mie îmi place foarte mult cocosul. Iar ultimul... Da, tot de la ei. Da, super. Acesta, bineînțeles, tot balsam, este cu acai și zmeurică. Smeură. Ia să vedem. Da, pentru un look mai strălucitor și pentru a fi mult mai maleabil părul, dar nu e atât de puternic. Cel mai puternic mi s-a părut acesta. Da, nu știu ce să zic despre faptul că au venit așa, dar na, cum le-au ținut și ei pe acolo. Ăsta e o tristețe, serios. Și chiar nu știu ce să... Nu știu. O să mă gândesc. S-ar putea să-l
Oare pot să-l trimit la retur? Bun, fetelor, situația cu parfumelul stă cam așa. Până la urmă l-am returnat pentru că nu mirosea nimic, iar conținutul arăta prea negru și prea plin de pigment pentru a fi purtabil. Acesta a fost ultimul pe stoc foarte multă vreme, de când l-am ochit eu până l-am cumpărat, și am impresia că am cumpărat fix ultima bucată. Cred că am avut ghinion să fie și cu defect. Fetele de la Notino au fost foarte drăguțe, au acceptat fără discuții parfumul, nu am crezut că e atât de simplu procesul. Cât despre clip, sper că v-a plăcut. Am încercat să-l fac într-un mod hibrid, pentru că v-am promis că o să avem mai multe clipuri de genul acesta. Eu am mai multe filmate, mai multe unboxing-uri filmate și o să fac și la ele la fel. Dar pe viitor, după ce voi posta toate clipurile cu unboxing-uri, o să facem un format al unboxing-ului față în față. O să mă gândesc eu exact cum să-l fac, cât să aveți și experiența unboxing-ului mult mai vie și să vorbim despre ele. Sper că v-a plăcut și până data viitoare vă urez toate cele bune. Pa, pa!